Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă dezvălui un secret încă bine păzit. Este vorba despre peștera de sub apele Dunării, unde pirații își ascundeau comorile, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Delta Dunării este una dintre cele mai mari și mai bine conservate delte fluviale din Europa. Situată în sud-estul României, delta este delimitată la sud-vest de podișul Dobrogei și la nord de podișul Basarabiei. Ea se varsă în Marea Neagră și este traversată de paralela 45 latitudine nordică și de meridianul de 29 de grade longitudine estică. La nord, delta Dunării formează graniță cu Ucraina prin intermediul brațelor Chilia și Musura. Împreună cu complexul lagunar Razim-Sinoe, delta ocupă o suprafață de 5050 de kilometri pătrați, dintre care 732 de kilometri pătrați aparțin Ucrainei, iar deltei românești îi revine o suprafață de 2540 de kilometri pătrați. Delta Dunării este caracterizată de o mare varietate de ecosisteme acvatice, terestre și de mal. Este încadrată de limane și lacuri adiacente și conține sute de lacuri între brațe, dintre care câteva zeci sunt de mari dimensiuni. Alimentată de cele aproximativ 67 de milioane de tone de aluviuni aduse anual de Dunăre, delta se extinde în mod constant cu aproximativ 40 de metri pătrați în fiecare an. În apropierea localității Pătlăgeanca, Dunărea se bifurcă în două brațe principale, brațul Chilia la nord și brațul Tulcea la sud. La furca Sfântul Gheorghe, care este cunoscută și sub denumirea de Çatal Sfântul Gheorghe în turcă, brațul Tulcea se divide în brațul Sulina și brațul Sfântul Gheorghe. Aceste brațe împărțite formează un complex labirintic de canale, lacuri și stufărișuri, care caracterizează delta Dunării. Pe parcursul istoriei, configurația teritorială a deltei Dunării și a litoralului său a suferit modificări semnificative. În Antichitate și Evul Mediu, linia litoralului se afla mult mai la vest decât în prezent. Conform relatărilor lui Strabon, un geograf și istoric din secolul I înainte de Hristos, litoralul Dunării se întindea între Chilia Veche și Murighiol. În perioada bizantină, litoralul a suferit și el schimbări considerabile. Conform izvoarelor istorice, în acea epocă litoralul se întindea între Periprava și lacul Dranov. Aceasta înseamnă că suprafața actuală a deltei Dunării, inclusiv delta secundară a brațului Chilia, nu făcea parte din litoralul de atunci. Procesele de eroziune și sedimentare care au afectat cursul Dunării și evoluția deltei au dus la schimbări permanente în modelul său geografic. De-a lungul timpului, sedimentele transportate de fluviu au dus la acumularea de materiale și la formarea de noi terenuri în zona deltei. Aceste procese naturale au modificat în mod constant linia litoralului și au creat noile zone de teren și ecosisteme care există astăzi în delta Dunării. Astfel, în prezent, delta Dunării, cu excepția deltei secundare a brațului Chilia, face parte din regiunea Dobrogea în cadrul teritoriului României, iar litoralul a suferit modificări semnificative față de perioada istorică menționată anterior. Această zonă reprezintă o importantă rezervație naturală și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO datorită biodiversității și frumuseții sale remarcabile. În decursul a aproximativ 4 milenii, golfurile Dunării s-au umplut progresiv cu aluviunile aduse de fluviu și cu sedimentele marine, ceea ce a condus la formarea și evoluția actuală a deltei Dunării. Brațul Chilia, una dintre ramificațiile fluviului, a jucat un rol important în această evoluție, formând două delte secundare în decursul timpului. Prima deltă secundară, cunoscută sub numele de Tiagola sau Pardina, după punctul defluenței, s-a format datorită depunerilor de aluviuni și sedimente într-o zonă care a devenit ulterior cunoscută sub numele de Grindul Câșliței sau Grindul Chiliei. Această deltă secundară s-a închis prin formarea grindului la sud de Chilia Veche și a fost ulterior desecată și transformată în teren agricol.
A doua deltă secundară, cunoscută sub numele de Harpianon sau Babina Merhei, s-a format în jurul unor mici insule preexistente compuse din sedimente continentale. Grindul Letea și formarea acestuia au determinat închiderea acestei delte secundare. Aceste procese de sedimentare și formarea deltelor secundare sunt caracteristice deltei Dunării și reprezintă fenomene naturale comune în zonele deltice. Aluviunile aduse de fluviu și acțiunea valurilor și curenților marini au contribuit la construirea și remodelarea terenurilor și a ecosistemelor din delta Dunării de-a lungul timpului. Acest model dinamic de formare și închidere a deltelor secundare a determinat peisajul unic și variat al deltei Dunării cu canale, stufărișuri, lacuri și grinduri care caracterizează această regiune. Brațul Chilia, în perioada Evului Mediu, a fost menționat în cronicile bizantine și genoveze sub numele de Lycostoma sau Lycostomo, care în limba greacă înseamnă gura lupilor. Acest nume ar putea face referire la caracterul sălbatic și periculos al acestui braț al deltei Dunării. De asemenea, în acele vremuri, brațul Chilia era principala cale de navigație în delta și din acest motiv a fost frecvent disputat între diversele puteri care exercitau influență în regiune. Printre puterile care și-au disputat controlul asupra brațului Chilia, se numără bizantinii, bulgarii, rușii, tătarii, genovezii, dobrogenii, muntenii, moldovenii și turcii. Prezența lor în această zonă reflectă importanța strategică și economică a brațului Chilia ca principală rută de navigație în delta. Denumirea actuală a brațului Chilia este de origine greacă, semnificând încăperi sau depozite. Acest nume se referă la portul cetate medieval Chilia Veche, care era un important centru comercial și strategic de pe malurile brațului Chilia. În ceea ce privește apartenența teritorială a brațului Chilia, în anul 1856, în urma tratatului de la Paris, acesta a fost împărțit între România la nord și Turcia la sud. Ulterior, în perioada 1878 și 1918, brațul Chilia a fost împărțit între Imperiul Rus la nord și România la sud, iar din 1918 până în 1940 a devenit integral teritoriu românesc. În anul 1948, brațul Chilia a intrat sub control sovietic, iar din 1991 coace a devenit integral teritoriu ucrainean. Cu 1000 de ani în urmă, în adâncurile apelor limpezi ale Dunării, în zona brațului Chilia, exista o peșteră secretă și anume Peștera Piraților. Aceasta era un loc în care se învârteau mistere și bogății ascunse, așteptând să fie descoperite. Legenda spune că doar cei curajoși și hotărâți aveau șansa de a pătrunde în inima acestei peșteri, unde comoara piraților era ascunsă cu grijă. În ciuda pericolului pe care îl prezentau apele învolburate ale Dunării și reputația piraților fioroși, mulți aventurieri și căutătorii de comori s-au îndreptat către aceste meleaguri în căutarea unei aventuri și a unei averi care le-ar fi putut schimba viețile. Printre căutătorii de comori curajoși care au îndrăznit să se aventureze în adâncul brațului Chilia, se numără și tânărul marinar Dragomir, un bărbat întreprinzător și neobosit în căutarea noilor provocări. Împreună cu echipajul său de încredere, el a pornit în căutarea peșterii piraților. După o lungă călătorie pe apele tenace ale Dunării, Dragomir și echipajul său au ajuns în cele din urmă în dreptul locului unde se spunea că se afla intrarea secretă a peșterii. Era o noapte întunecată, iar valurile tumultoase amenințau să-i răstoarne pe toți. Cu inima palpitantă de emoție și cu o dorință covârșitoare de aventură, Dragomir și echipajul său au început căutările. După multă căutare și investigații, într-un final, au reușit să găsească o deschidere în fundul apelor, ascunsă printre alge și stânci subacvatice. Cu mult curaj și echipament adecvat, Dragomir s-a aventurat în misterioasa peșteră, urmat de toți ceilalți membri ai echipajului.
Odată ce au pătruns înăuntru, s-au trezit într-un labirint întunecat și galerii strălucitoare. Fiecare pas înainte era însoțit de suspans și de așteptarea descoperirii comorii ascunse. Cu luminițele de căutare în mână, ei și-au continuat explorarea încet și precaut. Dragomir și echipajul, odată ce înaintau prin încăperile pietroase ale peșterii, se întâlneau cu indicii criptice și capcane ingenioase lăsate în urmă de pirații vechi. Trebuiau să fie stăpâni pe inteligență și curaj pentru a trece de teste și pentru a găsi comoara mult dorită, însă s-au lovit de o capcană. Capcana în care s-au trezit Dragomir și echipajul era una perfidă și complexă. Peștera a început să se prăbușească în jurul lor, iar pereții s-au mișcat, blocându-le calea de ieșire. Echipajul a realizat că timpul le era limitat și erau nevoiți să acționeze rapid. Dragomir, liderul curajos și cu minte ageră, a analizat situația și a identificat un mic orificiu în peretele peșterii. Acesta părea a fi singura lor șansă de supraviețuire. Fără a ezita, a cerut echipajului său să îl urmeze, promițându-le că va face tot ce îi stă în putință pentru a-i scoate cu bine din această situație critică. Cu greu, unul câte unul, membrii echipajului s-au strecurat prin orificiul îngust, trudindu-se în haosul peșterii care se dărâma. Au folosit tot curajul și abilitățile lor pentru a depăși obstacolele imprevizibile și s-au sprijinit reciproc în momentele de încercare. Pe măsură ce se apropiau de ieșire, sunetele zgomotoase ale prăbușirii s-au intensificat. În ultimul moment, chiar când părea că toate speranțele s-au risipit, Dragomir și echipajul au ieșit triumfători la suprafață. Razele luminoase ale soarelui i-au întâmpinat, eliberându-i din întunericul amenințător al peșterii. Deși comoara mult dorită rămăsese în urmă, Dragomir și echipajul au înțeles că cel mai mare dar pe care îl dobândiseră în această aventură a fost prietenia și curajul de a continua să lupte împreună. Peștera piraților a deținut o importanță aparte pentru marile puteri. În afară de motivele strategice și economice asociate brațului Chilia ca rută principală de navigație în delta, această peșteră a reprezentat o sursă de legendă și mister, fiind asociată cu bogății inestimabile și comori pierdute de-a lungul timpului. Astfel, dorința de a controla și explora peștera piraților a contribuit la intensificarea influenței marilor puteri în zona. Pe lângă valoarea lor materială, bijuteriile prețioase, monedele vechi, goblenurile și alte comori aflate pe fundul Dunării în peștera piraților reprezentau și un simbol al puterii și prestigiului pentru țările care reușeau să le obțină. Aceste obiecte valoroase ar fi putut fi utilizate pentru a întări nivelul economic și pentru a susține activitățile politice și militare ale unei mari puteri. În anul 1948, brațul Chilia a văzut drapelele sovietice ridicându-se pe malurile sale. Cu acest eveniment, controlul asupra brațului a fost transferat Uniunii Sovietice, care, prin Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, administra astfel noua frontieră. Acest lucru a reprezentat o schimbare majoră pentru locuitorii regiunii, iar peisajul politic și cultural a fost sculptat într-un nou mod. Pe lângă aceste schimbări, povestea străveche despre peștera piraților, situată în apropiere, reprezenta o dorință majoră a sovieticilor de a intra în posesia comorilor neprețuite. Deși s-au făcut cercetări intense, nu se cunosc motivele pentru care nu a fost descoperită această peșteră misterioasă. Anii au trecut și în anul 1991, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, brațul Chilia a revenit definitiv în teritoriul ucrainean. O nouă etapă a început în istoria regiunii, iar peisajul sociopolitic și economic a început să se dezvolte treptat. În anul 2023, Ucraina a inițiat lucrările de adâncire a canalului Băstroe cu scopul de a facilita navigația vaselor maritime și de a dezvolta infrastructura portuară. Pe lângă îmbunătățirea conexiunii maritime, ideea de a găsi comoara din peștera piraților a început să prindă contur în mintea autorităților ucrainene. Pe de o parte, au înțeles că potențialul turistic al regiunii ar putea fi sporit în mod semnificativ
prin descoperirea comorii istorice din peștera de pe fundul Dunării, dar și că valoarea patrimonială a peșterii piraților ar aduce un avantaj semnificativ financiar în războiul ruso-ucrainean. Astfel au început să se organizeze expediții de explorare. După cel de-al doilea război mondial, relațiile dintre România și Uniunea Sovietică erau dominate de influența sovietică asupra țării. Teritoriul cunoscut sub numele de Brațul Chilia, care în prezent este situat în nordul deltei Dunării și se află în Ucraina, a fost administrat de România în perioada 1918-1940, conform Tratatului de Pace de la Paris din 1920. În urma presiunilor exercitate de Uniunea Sovietică, inclusiv prin intermediul conducerii comuniste de la București, acest teritoriu a intrat sub control sovietic în 1948. Motivele politice și geostrategice au jucat un rol semnificativ în această schimbare de suveranitate. Regimul comunist de atunci încerca să controleze informațiile și să limiteze discuțiile despre anumite subiecte sensibile, inclusiv despre această pierdere teritorială. Represiunea și persecuția împotriva celor care îndrăzneau să vorbească în mod deschis au fost metode comune în acea perioadă. Povestea peșterii piraților a fost una dintre cele mai ascunse și interzise povești în perioada regimului comunist din București. Această poveste captivantă a fost considerată o amenințare pentru regimul autoritar și, ca urmare, dezvăluirea detaliilor despre peșteră și implicația persoanelor în aceasta era strict interzisă. Peștera piraților a fost un loc legendar și misterios, situat într-un loc izolat, devenit greu accesibil din România. În contextul regimului comunist, subiectele legate de comorile și aventurile piraților erau considerate potențiale amenințări pentru regimul și instituțiile sale. Regimul comunist era cunoscut pentru controlul sever asupra informațiilor și pentru persecutarea celor care se opuneau sau îndrăzneau să dezvăluie informații care puteau fi considerate subversive. Orice poveste care avea potențialul de a inspira curaj și aventură, precum peștera piraților, era considerată o amenințare la adresa ideologiei comuniste și a puterii dictatoriale. Persoanele care încercau să vorbească despre această poveste interzisă erau imediat considerate infractori și erau supravegheate atent de către poliția secretă a regimului. Aceștia puteau fi arestați, interogați și trimiși în închisoare pentru încălcarea legii și regulamentelor impuse de autorități. Prin interzicerea discutării și dezvăluirii detaliilor despre peștera piraților, regimul comunist dorea să controleze și să restricționeze accesul la conținutul considerat periculos. Aceasta era o tactică utilizată de regim pentru a-și menține puterea și pentru a împiedica posibilele mișcări sau ideologii care ar putea amenința statu quo-ul. Cu toate că regimul comunist a încercat să reducă la tăcere această poveste, peștera piraților a rămas în continuare un subiect intrigant și captivant pentru mulți oameni din acea perioadă. După căderea regimului comunist, informațiile despre această poveste interzisă au început să iasă la iveală și astăzi putem explora și descoperi mai multe despre această legendă a vremurilor trecute. Povestea Brațului Chilia și a peșterii piraților continuă să se desfășoare într-un mod neașteptat. Trecutul și prezentul se întrepătrund și legenda continuă să se scrie. Iar delta Dunării rămâne un sanctuar al naturii și al miturilor, un tărâm în care pământul și apele se contopesc într-un dans al vieții și al misterului. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu drag și data viitoare. Pe curând!